Dincolo de ocean, tensiunile au ajuns la cote maxime, mai ales după tentativa de asasinare a fostului președinte Donald Trump, despre care mulți spun că, de fapt, ar fi o scenare. Pe de altă parte, America este în plină campanie electorală, iar oficialii americani sunt extrem de îngrijorați cu privire la boala cumplită de care suferă Joe Biden, actualul președinte și candidatul democrat la următoarele alegeri. Au apărut deja voci chiar din interiorul formațiunii sale, care i-au cerut public retragerea din cursa prezidențială, îngrijorați de boala cumplită de care suferă Joe Biden. Presa americană din ambele tabere vorbesc despre faptul că aparenta fragilitate fizică a președintelui american în vârstă de 81 de ani, combinată cu comentariile sale uneori confuze, oferă atât un unghi de atac pentru Republicani, cât și o sursă de îngrijorare pentru peste două treimi dintre americani. Iar totul, conform acelorași publicații, este pus pe seama bolii sale. Pus și în fața unui posibil proces penal cu privire la anumite documente secrete scoase din Casa Albă, unul dintre procurori avea să declare că, dacă ești prea senil pentru a fi judecat, atunci ești prea senil pentru a fi președinte. Dar, revenind la boala cumplită de care suferă Biden, oficialii de la Casa Albă au declarat că cel mai puternic om din lume suferă din nou de COVID, ceea ce îl va pune pentru o nouă perioadă de timp în indisponibilitate de a-și exercita drepturile. Conform acestora, președintele s-ar afla în Las Vegas. Aici ar fi fost testat și aparent ar fi infectat din nou cu acest virus. La scurt timp după ce a apărut vestea diagnosticului lui Biden, acesta și-a exprimat frustrarea pe X. Sunt bolnav, a scris Biden în postarea sa inițială, referindu-se la situația sa actuală. De de sănătate.